ajută, dragii mei, suntem, iată, în uh, ultima duminică a mâncării de carne, înainte de postul Paștilor. Dacă vă uitați în calendar, vedeți acolo Duminica înfricoșătoare judecăți sau Duminica lăsatului sec de carne. Este ultima uh, zi în care în Biserica, în Biserica, iertați-mă, creștin ortodoxă se consumă carne cu dezlegare, mă rog nu te pune nimeni să ți postul dacă nu vrei, dar binecuvântarea de a mânca orice, astăzi se termină pentru carne, pentru cei care vor să, cu adevărat să trăiască în lumina Evangheliei lăsatul sec de carne înseamnă că săptămâna care urmează se și numește săptămâna albă sau săptămâna brânzei în toate zilele deci, inclusiv miercuri și vineri, avem dezlegare la ouă, pește și produse lactate. Ca o pregătire, dacă vreți, pentru postul Paștilor. Mâncăm lactate și pește, pentru că, din data de 27, nu mai mâncăm decât mâncare de post. Săptămâna aceasta a brânzei, care urmează, așa se numește Săptămâna Brânzei, are și două zile în care nu se săvârșește liturgie, și anume miercuri și vineri. Pentru că aceste două zile sunt cele care deja introduc în programul liturgic al bisericii zilele de post. Cântările care se cântă și citirile care se rostesc în aceste zile de miercuri și vineri fac parte deja din rostirile și cântările din postul mare. Deci este o săptămână pregătitoare. Astăzi lăsăm deoparte carnea ca să nu fie prea bruscă trecerea Iată, s-a gândit și la sănătatea noastră și la, mă rog, pofta noastră trupească, biserica. Mâncăm o săptămână brânză, ouă, lapte, produse lactate și pește. După care, și ne pregătim, bineînțeles, duhovnicește pentru post cu cântările de miercuri și vineri. După care urmează postul Paștilor. Bun. În această duminică, Sfinții părinți au rânduit a se citi. O, o Evanghelie care se numește a înfricoșătoarei judecăți și anume o descriere a celor ce vor avea loc la sfârșitul timpurilor, descrierea pe care însuși Hristos a făcut-o și pe care noi o avem datorită mărturiei Sfântului Evanghelist Matei. Evanghelia este așadar de la Matei, din capitolul 25, începând cu versetul 31. Și zice așa. Zisa Domnul când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vi o răspunde, zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit? Sau însetat și ți am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau. Străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin, sau gol sau bolnav sau în temniță și nu-ți-am știut slu slujiție. El însă le va răspunde zicând, adevărat zic vă, întrucât nu ați făcut una dintre acești prea mici, frații ai mei, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge acestea la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. O descriere foarte, uh, aș spune, plastică a ceea ce înseamnă judecata. Pentru că multă lume se teme de judecata aceea și e foarte bine că ne teme, dar vedeți, temerile cumva se răsfrâng asupra păcatelor proprii. Mi-e frică de judecată că am cam băut la viața mea, mi-e frică de judecată că am cam curvit la viața mea, mi-e frică la judecată pentru că am judecat pe ceilalți, am osândit, am nedreptățit, am nu știu, am înjurat, am făcut rău, am fost egoist. Și iată că judecata, de fapt, se referă la ceea ce eu pot face pentru ceilalți. Nu la păcat, se referă și la păcatele mele, să fim bineînțelești, dar partea pe care ne-o prezintă Hristos astăzi se referă la ceea ce noi putem face pentru ceilalți. Vedeți, putea Hristos să spună cam așa. Veniți, binecuvântați, tatălui meu, căci ați postit, Ați, v-ați rugat 20 de ore pe zi, uh, n-ați invidiat, n-ați omorât, n-ați făcut aia, n-ați făcut aia. Dar el zice nu. Veniți binecuvântați tatălui meu pentru că am fost flămâni și mi-ați dat, să bio, uh, mi -ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost înfrigurat și m-ați îmbrăcat, gol și m-ați îmbrăcat, am fost străin, călător, necunoscut de nimeni și m-ați primit, am fost întemnițat și m-ați cercetat, am fost bolnav și m-ați uitat la mine și m-ați cercetat. Adică Evanghelia este practic ca și pilda Samarianului Milostiv, dacă tot am amintit de ea, despre ieșirea noastră din carapacea proprie și mersul nostru sau dăruirea noastră către cei din jur, către cei care au nevoie de noi. Evanghelia începe foarte frumos. Când va veni împăratul, adică El, El Hristos povestește despre cum va fi când va veni El, într-o slava sa. Pentru că, dacă facem așa o recapitulare, în momentul în care a venit acum 2000 și de ani pe pământ, a venit într-o formă sau sub formă de om, da? Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat. Și a venit ca noi toți, un prunc plăpând, supus tuturor Uh, hai să spunem, afectelor mai puțin cele de păcat, adică frig, uh, foame, sete, uh, oboseală, uh, boală, toate acestea le-a avut și Hristos în firea omenească. Dar când va veni la sfârșitul timpurilor cu trupul cel înviat în toată slava, deși ne și spune, în slava sa, însoțit de sfinții îngeri, nu va veni ca un om. Care ne aduce calea mântuirii, ci într-adevăr va veni ca un judecător care ne va judeca cât am înțeles din această cale a mântuirii pe care el ne-a adus-o acum 2000 și de ani și cât am rămas pe ea, cât am împlinit din ea. Și iată, calea mântuirii se referă exact la împlinirea pentru cei din jur a celor, hai să spunem, trebuințe de bază, care izvorăsc pur și simplu din. Nu întreabă nu uh, câte. Case ați, ați avut, câte uh, joburi bine plătite ați schimbat, câte concedii ați făcut. Ci va, și întreabă frumos uh, sau le spune, mi-ați dat să beau, mi-ați dat să mănânc, m-ați cercetat pentru că ați făcut aceste lucruri unora mai mici, adică unor altor oameni ca voi care aveau nevoie de ele. Mi-aduc aminte și pf, o să. Acum încep spovedanile din postul mare peste o săptămână. Voi auzi și eu și ceilalți frați ai mei preoți de multe ori aceste lucruri. Ce aveți pe suflet? Întrebarea clasică cu care eu personal încep spovedania. Aveți ceva pe suflet de la ultima spovedanie? Deși ar, ar fi trebuit să. sau ar trebui să întreb cu ce ați păcătuit, cu ce ați greșit, cu ce l-ați supărat pe Dumnezeu. Poate că omul nu conștientizează anumite lucruri că sunt păcate și atunci trebuie întrebat: ai ceva pe suflet? Și dacă el zice, da, am pe suflet că am înjurat, că am, nu știu, am băut, am făcut, am dres, e ok. Dar dacă omul îți răspunde, păi n-am făcut nimic, părinte, ca orice om. Asta este un răspuns clasic. Păcate ca orice om. De parcă păcatul ar fi uh, cumva intrinsec firii noastre. E obligatoriu să facem păcate. Și atunci, dacă facem păcate, ne, nu, nu facem altceva decât tot ceea ce fac toți ceilalți oameni. Sau, zic unii. Păi n-am dat în cap la nimeni. Adică ăla e singurul rău. Ai dat în cap cuiva. N Am, n-am vorbit de nimic. În general, omul nu face nimic. Și zic, bun, atunci de ce veniți la spovedanie? Pui că așa trebuie, e postul Paștelui. Păi da, dacă n-ați făcut nimic și n-aveți nimic de mărturisit, mai avem niște locuri în biserică, uite, locuri pereți, goi, unde putem fi, puteți fi pictat ca sfânt, dacă sunteți sfânt în viață. Și atunci omul se trezește un pic la cum adică, părinte. Păi zic, uite așa, Ați gândit rău pentru cineva? Păi da. Ați putut să ajutați pe cineva și n-ați ajutat? Da. Cu, nu neapărat cu mâncare, apă, haine și așa mai departe. Ați putut ajuta? Da, am putut și n-am ajutat. E, astea toate sunt de mărturisit, pentru că la ziua judecății să nu mă mai întrebe Hristos despre ele și să zică, bun, ai înțeles că n-ai făcut acele lucruri, ai corectat până la urmă relația ta cu semenii, și poți moșteni împărăția. Deci, atunci când mergem la spovedanie, nu să ne gândim doar la răul pe care puteam să-l facem și nu l-am făcut. Căci, în general, omul se îndreptățește pe sine. Despre asta cred că este Evanghelia. Omul se îndreptățește foarte mult pe sine. A, păi, puteam să-i fac rău, dar n-am făcut. Las, să vadă că eu sunt bun, nu ca el. Puteam să-l nenorocesc, puteam să-l dau afară, puteam să-l puteam să termin, dar n-am făcut-o. Sau, Puteam să beau până nu mai pot, dar m-am abținut. Puteam să am toate femeile din lumea asta, dar n-am făcut-o, m-am abținut. Puteam să nu știu ce și n-am făcut. Și ni se pare că suntem îndreptățiți atunci să cerem uh, partea cea de-a dreapta, da? A celor de la judecată. Pentru că n-am făcut răul. Puteam să-l fac și n-am făcut. Ok, și acesta este un foarte bun început, dar este doar un început. Ai posibilitatea să faci rău și nu-l faci, te-ai abținut, dar Hristos iată ce ne cere, ne, fa ne, ne cere ca atunci când putem face binele să-l facem și întrebarea va fi la judecată, ai făcut rău? Nu, n-am făcut. Întrebarea va fi, dar binele l-ai făcut? Puteai să-l faci și nu l-ai făcut? Și tu zici, păi dar nu era de datoria mea, dar eu sunt, eu, de ce sunt eu de vină că el e un puturos și un lene și n-are ce mânca? De ce sunt eu de vină că el e bolnav? De ce sunt eu de vină că el nu știu ce a făcut, a furat și este în temniță? Și iată că Hristos tocmai în această, uh, hai să spunem, rostogolire de situație ne plasează pe toți. Veniți binecuvântații căci am fost flământ, însetat, bolnav, înfrigurat, fără de adăpost, fără de haină, în temniță și m-ați cercetat. Adică cei care... Cumva ies, repet, din carapacea ego-ului propriu și merg către ceilalți cu ce pot fiecare. Cu aceste fapte ale milei trupești, vor fi judecați ca binecuvântați ai Tatălui meu. Pentru că ai renunțat la confortul tău propriu, ai renunțat la ceea ce, până la urmă, poate nu-ți prisosește, ci-ți folosește și ai dat altora. Timpul tău, mâncarea ta, hainele tale relațiile tale și așa mai departe. Și spun asta pentru că biserica încadrează aceste fapte ale milei, că și despre asta este vorba, despre a face milă, a face milostenie cu cei din jurul nostru. Sunt de mai multe feluri, de fapt de două mari feluri. Faptele milei trupești și faptele milei sufletești. Hristos le numără pe cele ale milei trupești, aș spune bazale, conform piramidei lui Maslow. Nevoia de hrană, nevoia de odihnă, nevoia de confort termic, ca să zic așa, nevoia de sănătate, nevoia de apă. Când le împlinim pe acestea față de alții din jurul nostru, suntem în această Evanghelie. Dar mai există fapte ale milei trupești și altele. Uh, îl vezi pe cineva că este într-o nevoie, hai să spunem financiară. Poate nu poți să-l ajuți, dar poate ai o relație la cineva care poate să-l ajute. Îl vezi pe cineva că este bolnav nu poți să faci nimic decât să-i spui o vorbă bună. Dar poate ai o relație la cineva, la un medic sau la cineva care îl poate ajuta. Poate n-ai posibilitatea de a cumpăra tu. Că la halul în care ne-au adus politicienii ca țară, nu mai sunt mulți care să aibă așa foarte multe de dat și suntem într-o stare destul de precară și într-un echilibru destul de precar material și financiar. Și poate nu avem la momentul respectiv hrană, alimente, haine și ce au nevoie cei pe care ne aduce Dumnezeu în cale. Dar poate cunoaștem pe cineva, poate putem să-i îndrumăm. Uite, du-te acolo, te poate ajuta. Și este o faptă a milei trupești. Repet, găsești pe cineva și îl ajuți într-o formă sau alta, ori din, propria, din propriile tale resurse, ori din cunoștințele și relațiile tale, ori pur și simplu se deschide o cale de ajutorare, dar tu decizi că faci acest gest și nu-l ignori pe cel care vine la tine, ești în această parte a celor de-a dreapta care moștenesc împărăția, pentru că au făcut faptele milei trupești. Bun, nu poți să faci nici faptele milei trupești, iertați-mă, dar poți să faci faptele milei sufletești. O rugăciune, o vorbă bună pentru cel aflat în suferință. Și tot ceea ce înseamnă partea sufletească este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Deci, faptele milei sufletești sunt, de fapt, la fel de importante ca și cele ale milei trupești. Importantă este disponibilitatea noastră de a ajuta, de a te uita către cel care are nevoie de ceva sau care îți cere ceva. Uh, pentru că, în funcție de această disponibilitate și de această aplecare a noastră, vedeți că se va întâmpla și judecata. Uh, repet, nu doar răul pe care puteam să-l fac și nu l-am făcut, ci vom fi judecați în binele pe care îl puteam face, dar nu l-am făcut. Și nu noi decidem asta sau societatea, ci iată că Hristos, până la urmă, pune acest criteriu uh, al milostivirii, al milei, ca și criteriu de a fi creștin sau de a nu fi creștin, căci despre asta e judecata. Un creștin care va fi de-a dreapta și va moșteni împărăția cerilor se va încadra în acest criteriu al faptelor făcute. Vom vedea duminica viitoare, dincolo de aceste fapte ale milei trupești și ale milei sufletești, mai sunt câteva criterii de judecată pe care ni le va spune Hristos în Evanghelia de duminica viitoare. Până atunci, Aș vrea să revin puțin la ultimul verset, adică la sentință. Deci ne, ne dă criteriu de judecată și zice așa, vor merge aceștia, adică cei care nu fac faptele mire, la o sândă veșnică și drepții la viață veșnică. Vă spuneam acum două săptămâni despre viață și despre, la, când am vorbit despre dreptul simion, ca cel care a primit viața, căci Hristos spune despre el că eu sunt calea adevărului și viața, și a renunțat sau abia aștepta să renunțe la viața aceasta pământească pentru viața veșnică. Această sintagmă, viața veșnică, vedeți că nu este o invenție a bisericii, ci este un lucru pe care l-a rostit Hristos. O sândă veșnică și viață veșnică. Cu alte cuvinte, la o veșnicie suntem cu toții condamnați. Vorba unui părinte care a scris o carte la București, nu foarte bine primită de, uh, hai să spunem, uh, teologia oficială, uh, se numește Condamnați la înviere. Adică, fie că vrem, fie că nu vrem, vom trece prin moartea biologică, dar vom trece și prin înviere. Căci despre această judecată de după învierea, cea de obște ne vorbește Hristos în Evanghelia de astăzi. Condamnați la înviere, fie că vrem, fie că nu vrem, oricum vom învia. Dar contează foarte mult modul în care vom învia. Spre o sândă veșnică, cum zice Hristos în versetul final, sau spre viață veșnică. Deci, oricum, o veșnicie vom avea la dispoziție. Problema este, o vom simți, o vom percepe ca pe o sândă sau o vom percepe ca pe o viață, ca pe o bucurie de viață. Iar a fi într-o parte sau alta, în această veșnicie, adică într-o bucurie de plină sau într-un într chin nesfârșit, depinde de noi și de modul în care ne raportăm. În primul rând la Evanghelie și în al doilea rând la modul în care ne punem în practică această înțelegere a Evangheliei. Că e foarte simplu să citim, să înțelegem și să zicem, da, are Hristos dreptate, așa trebuie să fie, și, dar să nu facem nimic. Și alta este ca cele pe care le citim și pe care le vorbim aici și pe care le auzim la biserică în cuvintele de învățătură, să le punem în practică. Să nu stăm, să așteptăm știu eu ce, viitor, ci pur și simplu avem posibilitatea să facem o faptă bună, să o facem. Să o facem că ceea se va contoriza. Și vedeți, până urmă întreabă unii, mai ales atunci când sunt mulți care cer una și alta la, la poarta bisericii sau pe stradă și dai de câte unul care, da, miroase un pic și a băutură și îl vezi că este nespălat, săracul este, are o viață de chin, și cu toate astea mai miroase și a băutură. Și îți cere, da, câteodată îmi dai ceva, altădată îmi dai ceva de mâncare, altădată pur și simplu un timp de mână. Și există un gând, primul gând, pe care mulți îl au și mulți îl și exprimă. Este doar un exemplu. E, dacă vreți, în toate situațiile de, hai să spunem, cerșetorie, îl putem întâlni. Gândul este: de ce să-i dau bani ca să-i bea? Uneori unii chiar spun, de ce să-ți de, de să dau mă bani, ca să bei în continuare? Și uh, există o pildă sau mă rog o întâmplare din pateric, din viețile sfinților, în care unul dintre părinți a avut și el acest gând, dintre părinți îmbunătățiți, duhovnicește, a avut și el acest gând. A venit la el un cerșetor care tot așa duhnea un pic ca băutură și a zis îmi dai și mi o haină să mă îmbrac că tremur de frig și nu am cu ce să-mi cumpăr. Și acest om i-a aruncat haina cu acest gând. Na, ah, haina asta și așa, așa nu mai îmi trebuie, nu o poate vinde să-și cumpere băutură, mă rog. Și în acea noapte are un vis, are o, o vedenie, o viziune în care îl vede pe Mântuitorul Hristos, așa cum îl știa din icoană, îmbrăcat cu haina pe care el a dat-o acelui cerșetor. Și mulți au zis, asta nu e o întâmplare veridică, dar dacă citim sau recitim un verset din această Evanghelie, o să ne rămânim că așa este. Doamne, când te-am văzut flămând și ți-am făcut și ți-am slujit? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unea dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Am recitit acest verset ca să înțelegem că în momentul în care Ni se solicită un oarecare ajutor, ar trebui să ne gândim că dăm lui Hristos și nu celui care ne-l ne, ne, ne cere. Asta ne zice versetul, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Și cred că este un bun uh, motiv de care sau cu ajutorul căruia putem trece peste acel resentiment. De ce să-i dau că îi bea? De ce să-i dau că nu știu ce? De ce să-i dau că nu muncește? E, atunci când dai și ți se pare că nu faci bine, gândește-te că îi dai lui Hristos exact în contextul acestei Evanghelii. Vă doresc până duminica viitoare să reflectăm la aceste lucruri și mai ales că vine perioada postului, să reflectăm și mai ales să facem ceea ce ne cere Hristos. Vă reamintesc că această săptămână este cu zilea liturgice, fără liturgie, miercuri și vineri. Dar zile cu dezlegare la brânză, lapte și toate produsele lactate, ouă și pește pentru toate zilele. O săptămână frumoasă și duminica viitoare ne vom revedea pentru a începe cum se cuvine postul Sfintelor Paști. Doamne ajută! Amen.